Ora a doua noapte e genul ăla de oră în care te plimbi prin oraș cu durere în pulă și îți pui la îndoială existența. Vocile din capul meu care mă îndeamnă de 24 de ani să caut o fune și să-mi duc misiunea la bun sfârșit sunt brusc oprite de acești gentlemen care n-au nimic mai bun de făcut decât să mă deranjeze cu prezența lor. Nu pot să vă mint, băieții par destul de chill, așa că scapă ieftin, iar eu scap de un dosar pentru omicid cu armă letală. E un win-win. Brusc îmi aduc aminte că dețin un C-class negru ce mă readuce cu picioarele pe pământ într-o oarecare măsură. Și sincer, motorizarea și faptul că e full option nu face decât să-mi alimenteze și mai mult ego-ul și mândria că n-am plecat în Germania la ambalat de mezeluri jumătate de an ca să-mi iau varianta gri metalizat cu motorul rușinos combustibil de locomotivă. La viteza amuzantă de 200 la oră prin oraș ar fi păcat să reproduci accidentul cu șeptarul bucureștean, spuse una din vocile din capul meu. Props stâlpului, a cărui fundație se întinde până pe cealaltă parte a globului. Din fericire, niciun stâlp nu a fost avariat datorită grupului de bun samariteni care de bună voie au stat pe loc când au privit cum 3 tone de metal se apropie spre ei cu velocitatea unei rachete balistice. Dacă au suferit injurii severe sau nu, astea-s detalii de care se ocupa avocatul meu, deoarece eu sunt ocupat cu giumbușlucuri hazli în parcarea din Polus. Aparent, acest domn este pe cale să treacă de la bonus la malus, deoarece nu a respectat distanța regulamentară dintre două autovehicule. Sincer, omul ar trebui să fie puțin mai atent, pentru că într-o zi ar putea omorî pe cineva și pe deasupra are asigurare de la Euroins. Dar parcă toate gândurile și valorile mele trec în momentul în care văd această femeie, iar eu sunt într-un Porsche Macan negru. Aparent, toanele mele bune au salvat-o de un trip până în Austria, într-o cameră dubioasă cu grilaje la geamul pline de webcam-uri peste tot. Nu știi niciodată unde te duce viața. Plimbându-mă cu Porsche prin toată Europa, primesc un telefon de la capitanul meu care ține neapărat să mă anunțe cât de drăguț și cât de simpatic sunt eu în fiecare zi. Sunt drept ca o botă. Dar outfit-ul lui mă îndeamnă la păcate grele. Nu știu ce mă apucă, dar dracii din interiorul meu mă îndeamnă să restabilesc dominanța tăind calea doiului în moduri aspru pedepsite de lege. Oricum, cui mama naibii pasă de doi, îi literally cel mai relevant autobuz ever. În interiorul meu se află doi lupi. Lupul bun și credincios care nu susține ideea de sex premarital și lupul rău care e întruchiparea celor 7 păcate capitale. Diferența dintre cei doi e că unul are 7 metri armură de tab și acces la comenzile corpului meu, iar alter ego-ul lui e subnutrit, închis într-un beș și hrănit ocazional cu antigel diluat cu apă sfințită. Sincere felicitări lupului rău pentru încă o bătălie câștigată în mod cinstit. Portofelul meu gros începe a căpăta proprietăți magnetice. Așa că las să mă tragă spre o conversație cu această femeie care susține bună purtarea creștinului ortodox de rând prin alegerea ei vestimentară. Conversația sună cam așa. Bună ziua! O specială Peaky Blinders, vă rog. Ce domn rafinat, desigur. Deopotrivă, mi-a căzut extraordinar de bine, așa că aș mai dori încă o specială Peaky Blinders, vă rog. Desigur, domnule, încă un pahar de specialitatea casei pentru rafinamentul dumneavoastră. Deopotrivă, și acest pahar mi-a picat la fel de bine ca cel anterior. Că tot veni vorba! Dă-i! Desigur, domnule, dar nu vă recomandăm să consumați băuturi alcoolice în exces. Nu vă fută grija. Ficatul meu e mai rulat decât un Golf 5 achiziționat din piața Autolivezile. Că tot veni vorba, ce-ar fi să mai rulez o esențială? Nu se poate, domnule. Lăsați, lăsați, dați că nu dați de la dumneavoastră. Bine, domnul meu, dar acesta este ultimul. Da, 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 la anul și la mulți ani. Aparent și acest pahar mi-a întrecut toate așteptările, că veni vorba. Aș mai dori dacă... Nu se mai poate. Luați un taxi și mergeți acasă, domnule. În cazul ăsta v-aș puternic recomanda să vă deplasați spre organul meu masculin de copulație și micțiune. Pula mea, să vă iei un nightclub un pu... Aparent, speciala Peaky Blinders cu calul alb împușcat de Tommy în sezonul 1 pe eticheta sticlei m-a transformat într-o pleava societății pentru o noapte, dar nu a reușit să mă convingă să întrețin relații sexuale premaritale de rele moravul creștinești. Dovadă că fiecare băracă, fie ea cât de răplăgită și putredă, va rezista dacă are o fundație puternică. Nu garantez nimic pentru speciala cu calul negru pe etichetă, dou. Am fost profund nemulțumit de serviciile prestate la nightclubul anterior, așa că am decis să-mi deschid propriul nightclub, unde consimțământul între partenere puternic încurajat în aliniatul cu cel mai mic fond din contractul meu, a cărui număr de pagine echivalent cu salariul unui IT-ist clujean.
Și sincer îmi pare rău pentru acești oameni care își învață lecția pe calea cea grea, deoarece au încercat să taie coada organizată cu gărduleți pentru un motiv bine întemeiat. Și pe deasupra, Porsche-ul meu nu ar fi arătat niciodată la fel de bine în parcarea din spate. O adevărată bijuterie a automobilismului, dacă mă întrebați pe mine. Poate că unii dintre voi au întrebări de genul: hei, domnule Hunter, dar ce muzică se ascultă în nightclub-ul tău? În timpul săptămânii pricesne și ocazional în weekend-uri Bazooka și ce-au mai scos Creative Monkeys, dar nu duminica în vremea slujbei. Cârnata fumată în foișor încă fumează, de la 4.20 în continuu debitează. Fui frate, m-a luat baba, copii nu vă drogați că bătă cu coasa baba. Pe unde, Doamne, să... Ce?